Ali Bengal și Lotus Love Me Nana pe început de oră cu numărul 3. 12 minute atât arată ceasul din studioul 3 Net și am venit cu invitatul pe care ți l-am tot promis de la începutul emisiei. Am tot avut în studio actori, dar niciodată nu ne-a trecut pragul un regizor până acum. Ei bine, astăzi vorbim și învățăm despre regia de film de la un om care face acest lucru foarte bine. Andrei Tănase este cu noi astăzi. Bine ai venit la 3 Net, Andrei. Sit, bună ziua. Mai aproape de microfon, te rog, ca să ne auzim foarte bine. Important e vocea și ce spune mai ales. Mai bine așa? Da, perfect. Mulțumim că ne-ai acceptat invitația, în primul rând. Eu, mersi că m-ați invitat. Și de fiecare dată când ai ceva nou de împărtășit cu noi, să știi că avem ușile deschise. Asta e clar. E bine, pentru o simplă căutare pe Google, pentru că toată lumea caută acolo, asta am făcut și eu de fiecare dată, apar foarte multe articole și noutăți legate de film, de Tigru mai exact, despre el vorbim, dar mai puțin despre tine. Și astăzi vrem să te cunoaștem pe tine mai bine. Ok. Ce vreți să știți? Cum e omul din spatele acestor creații? Știu că e primul tău lungmetraj, lungmetrajul de debut, Tigru, Day of the Tiger, dar ai făcut și scurtmetraje, foarte multe la număr. Nu știu dacă sunt chiar foarte multe. Sunt 3 scurtmetraje, să le zicem, profesioniste, adică făcute după ce am... Mai aproape, te rog, mai aproape. Așa. După ce am absolvit un ATC-ul, Facultatea de Film. Mhm. Claudiu și Crapi, Vacanță la țară și prima noapte. Asta sunt. Ani 2013, 2014, 2016. Ok, deci ai avut treabă. Da. Consecutiv. Păi de asta, toată lumea vede rezultatul muncii tale, dar niciodată nu te vede pe tine ca om mai exact, adică din spate să aflăm și noi cum e cu regia. Eu, de exemplu, nu știu atât de multe, am aflat de la actori cum e să joci un rol, cum ai să ai intri în pielea unui personaj, dar niciodată să fii regizor și uite, tu ești și scenarist. Îți dai seama, e greu de explicat cum e cu regia așa în câteva cuvinte. Cu actoria poate e mai simplu, pentru că pe actorii și vezi tot timpul, sunt în față, apuci să-i studiezi. Regizorul, cum spuneai și tu, este întotdeauna în spatele camerei, mai ales cineva din poziția mea, care e abia la primul film de lungmetraj. E greu să ajungă în zorul. Așa, mai aproape de microfon. Așa. Așa. În vizorul publicului mai larg. Ce să zic? Am terminat facultatea în 2005, un ATC, o secție regie film. Am făcut niște scurtmetraje atunci, am făcut scurtmetrajele astea pe care tocmai l-am menționat. Am mai scris și pentru televiziune, între timp am și regizat un pic pentru televiziune. Știu că n-a fost un parcurs chiar atât de ușor, pentru că atunci când ai vrut să dai admitere la un ATC, părinții au fost oarecum reticenți și ți-au canalizat opțiunile. Dar uite că pașii te duc tot acolo unde ți-e menirea, nu? Da, majoritatea părinților nu se bucură când copilul lor vrea să urmeze o carieră artistică, pentru că știm cu toții care sunt neajunsurile. Îți spun tot timpul, măi, gândește la ceva serios, o meserie adevărată, asta ce e, asta regie, iar regie film e ceva ce lumea nu prea înțelege, nici prea înțelege ce înseamnă, ce face un regizor de film. Dacă le spui imagine, ok, imagine e cel care filmează, da, cel care ține camera, da. Sunet, iar cel care înregistrează sunetul, dă de niște butoane într-un studio, la regie e tot timpul așa ceva într-o ceață, ce face de fapt omul ăla? Și na, până să le explici, se pierde un pic. Durează. Da, durează. Dar oricum, nu știu, din experiența ta, mai există preconcepția aceea că dacă devii artist, actor sau orice altă formă de artă, devii muritor de foame? Greu de răspuns și la asta. Evident că mai există. Din păcate, este și fondată pe un adevăr. Până la urmă, în continuare, nu s-au schimbat foarte multe lucruri în domeniul ăsta. Poate este că sunt și mai mulți regizori și mai mulți actori care își iau diploma în fiecare an. Deci lupta e mai mare. Lupta e mai mare. Piața nu s-a dezvoltat foarte mult, adică nu au apărut mult mai multe locuri pentru ei. Deci în continuare destul de greu.
E, uite, dacă tot vorbim, că spuneam că vrem să te cunoaștem pe tine mai bine, se știți că el a intrat la liceu la secțiunea matematică-informatică și uite, ușor, pașii l-au dus acolo unde trebuia să fie, așa că nu disperați. Când vă iese, mai încercați puțin. Da, important e să știi cât de pasionat ești și dacă îți dai seama că dorești cu adevărat ceva, până la urmă mi se pare că n-are sens să nu faci aia, pentru că o să te nefericit până la urmă. Rămâi cu regretul sau ajungi să activezi nu știu câți ani într-un alt domeniu care nu te interesează, nu-ți place și după aia când te trezești că n-ai făcut ce trebuia, poate e prea târziu. Mai bine îți urmezi visul, nu știu, eu sunt de părerea asta. Da. Sunt curioasă de asemenea, de ce filme ai fost tot timpul atras? Foarte multe filme. Am început cu... Am ajuns să fiu atras de cinema pe filiera, să-i zicem, clasică a cinemaului hollywoodian. Și nu doar a cinemaului, ci și a emisiunilor, serialelor de TV din Statele Unite pe care le vedeam și prin anii 90 și pe la începutul anilor 2000. Cam asta m-a inspirat inițial, evident. După ce am terminat liceu, am ajuns să fiu și pasionat un pic de filmele mai de autor, mai de artă, să înțeleg un pic lucrurile mai într-un mod mai complex. Dar până atunci, da, nu știu, de la Jurassic Park la filmele lui Scorsese. Deci multe serialul Seinfeld, serialul Familia Bundy, astea pe care, nu știu, poate voi, pentru voi nu mai înseamnă mare lucru că sunteți mai tineri, dar în anii 90 toată România se uita la ele pe TV, mă, eram. Ceva am auzit noi din acea perioadă, dar una e să le trăiești, să le urmărești și să te inspiri din ele. Și uite, asta ai făcut și tu cu o simplă știre, te-ai inspirat și ai realizat un lungmetraj tare drăguț din recenzii. Recunosc că nu l-am văzut, dar urmează să o fac. Trebuie să-l vedeți. Neapărat. Cât mai stă cinemauri repede, că poate nu mai stă mult și... Tigru, The Day of the Tiger. Despre ce este vorba mai exact? Da, e inspirat dintr-un fapt divers, o știre din 2011, când un tigru a evadat de la zoo din Sibiu. S-a dat atunci la știri, am urmărit știrea pur și simplu, nu mai știu, era jurnalul de seară de undeva, Antena, poate nu mai știu. Erau niște imagini foarte, foarte triste și triste, dar nu doar triste, de o tristețe și de un dramatism foarte suprarealist, așa. Acest tigru care a evadat, mă rog, el s-a plimbat vreo câteva ore prin jurul orașului, prin muzeul satului pe acolo, printr-un cartier de case, până la urmă a fost găsit de otera care plecase în căutarea lui. Nu au reușit să-l captureze viu, l-au împușcat. Și m-a frapat foarte tare imaginile astea cu tigru mort, întins acolo în covor din ăsta de frunze, care mi-era foarte familiar, o pădure din asta românească pe care o știm cu toții, niște personaje foarte românești, polițiști, gură cască, pompieri, nu știu eu cine mai era de la primărie, și acest tigru, care era din cu totul altă lume, cu totul alt peisaj, era un contrast foarte interesant. Și atunci m-am hotărât să, într-o zi, să scriu o poveste. A durat niște ani. Da, uite că a ieșit foarte bine. A fost și premiat la TIFF 2023 și a avut premiera mondială chiar anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam. Da. Așadar, și, e de bine. Da, da, și de atunci am mai tot călătorit și prin afară și pe la noi. Am avut o grămadă de proiecții prin țară, prin diferite orașe și cu participarea echipei și fără. Foarte bine. Am plimbat ceva, da. Dacă nu e multe să fie, promit că merg să-l urmăresc neapărat. Nu e de ajuns un trailer și o poveste, ci trebuie să văd acolo cum se întâmplă lucrurile mai exact. Regat de actori, pentru că e și asta o chestie sensibilă pentru regizor, poate, nu știm noi exact, dar te întreb, cât de greu sau poate din potrivă, cât de ușor e să alegi actorii pentru rolurile pe care le-ai gândit deja? Pentru mine e o plăcere partea asta realizarea mai, unui mai film. Aproape. Lucru cu actorii și alesul actorilor. De obicei nu sunt foarte strict când vine vorba de aspectul fizic, adică de ce am scris eu acolo în scenariu, de descrierea efectivă a personajului. Mai degrabă mă las inspirat de o anumită energie cu care vine un actor sau altul.
Deci dacă am un personaj, nu știu, înalt și blond și îmi atrage atenția un actor brunet și scund, nu e nicio problemă, îl voi chema la probă. Deci se poate adapta se în funcție poate adapta, de energie. Se poate adapta, da. Foarte tare. Și uite, printre alții, putem aminti măcar pe câțiva dintre actorii care joacă, Paul Ipate, Alex Velea, chiar, uite, Cătălina Moga în rolurile principale, Elvira Datcu și Bogdan Tulbure. Așa că îi felicităm pentru munca lor și că ți-au fost aproape. Eu zic că s-au descurcat foarte bine, acum voi decideți, publicul decide, nu știu, eu sunt subiectiv, evident. Cu siguranță. Mi-a plăcut mult de ei. Și uite, am mai citit o chestie despre tine și mi s-a părut foarte tare. Știu că după terminarea facultății ai făcut ceva tare drăguț, pe care acum toată lumea încearcă să experimenteze această zonă, ghid turistic. Pentru o scurtă perioadă, dar cred că a fost bine venită. Ai învățat din ea, sigur. Ce ne poți recomanda? Ce putem vizita noi așa? Da, eu am fost ghid turistic. Na, bă, perioada n-a fost chiar așa scurtă. Am început de pe la 18 ani. Imediat cum am terminat liceu, am făcut un curs. Și am început să lucrez pe timp de vară, dar doar pe timp de vară. Bine, atunci și veneau turiști în România. Am lucrat numai în țară, nu și cu români în afara țării. Și în special italieni și italieni mai vârsta a treia, așa, în care veneau niște tururi genul all inclusive, în care era un fel de dacă pentru ei, practic. Exact. Îi duceai peste tot, aproape că nu, doar că nu-i țineai de mână, dar rest... Totul era stabilit, prânzul, cina, totul era cu o oră fixă. A fost foarte interesant pentru o perioadă, dar până la urmă, fiind o muncă destul de repetitivă, nu mi-a mai plăcut și am zis că hai să-mi văd de ale mele. Trebuie să schimbăm macazul. Da, da, dar e posibil să se fi pus bazele unui alt scenariu de film acolo, adică niciodată e o lume interesantă asta, da, cu un autocar plin cu străini pe coclauri prin România. Așadar, inspirația vine din orice. Da, da, poate fi o premisă interesantă. Cu siguranță. Și uite, știu că ești critic cu tine, în sensul nu critic neapărat, dar ești foarte muncitor, în primul rând, și îți plac provocările. Dar ești critic cu munca ta sau cu munca celor pe care îi urmărești? Cei pe care îi urmăresc în ce sens? Spectator. Adică poate te duci și tu la un film în sala de cinema sau, nu știu, la teatru. Mă duc chiar foarte des la film, foarte des. La teatru mai puțin des, pentru că, nu știu, poate am eu ghinion, dar nimeresc la niște spectacole care nu... Sunt pe gustul tău. Care nu prea sunt pe gustul meu, ca să, da, să fim eufemistici. Dar la film mă tot duc. Și... având o viață de cinefil destul de lungă deja în spate, sunt destul de pretențios și cu lucrările altora. Dar și destul de îngăduitor, pentru că știu câtă muncă și cât de complicat e să faci ceva de genul ăsta și atunci, dacă intențiile sunt bune, mai lăsăm de la noi. Și uitându-te în jurul tău, că tot vorbim despre noile generații și noi suntem urmăriți de un public foarte tânăr, așa, sunt interesați spre partea asta de regie, de scenarii și nu doar pe partea de actorie, noua generație? E destul de greu să zic. Acum nu sunt foarte în contact cu generația foarte tânără. Mă gândesc că te refer la cei de, nu știu, 18-20, exact, de liceu. Cred că sunt interesați de partea vizuală a lucrurilor, mai ales că acum, nu știu, Instagram, TikTok, toate lucrurile astea, fiecare poate fi regizor în felul lui, spre deosebire de noi, care pe vremea noastră nu le aveam și, nu știu, mă rog, pe vremea noastră nu sunt chiar atât de bătrân. Exact. Dar când am făcut eu facultatea, nu existau smartphone-uri, de exemplu, adică... S-au mai schimbat unele lucruri, da. Așa știu, e. Vedeai filme pe niște ecrane mai mari, pe un televizor, la cinema și cam atât. Dar acum, na, fiecare puști poate să-și exerseze creativitatea. Pe de o parte e bine, pe de altă parte, în momentul în care toată lumea poate să o facă, deja devine un pic, adică își pierde un pic din farmec, știu eu. Da, și uite, aici venim la partea de online și cu lucrurile care se fac pe partea de TikTok, Instagram, iarăși. E și acolo un montaj, să-i spunem, nu neapărat regie. Că e mult spus. Se poate spune și regie. Putem să numim... Iar TikTok-ul nu e ceva cu care sunt foarte familiarizat, dar din ce mai îmi trimit iar prietenii mai tineri, văd că sunt niște lucruri, adică sunt niște sketch-uri foarte amuzante de multe ori. Problema e că
TikTok-ul face timpul de atenție ce în ce mai scurt pentru generația tânără. Asta e o problemă. Și dacă le arăți un film, un metraj de o oră jumate, deja după vreo 5-10 minute îi vezi că se întind după telefon, nu mai sunt un pic neliniștiți. Asta nu e chiar ok. Nu mai o răbdare necesară, da, da, de odinioară. Oricum, și observ și la noi, generația deja mai nu atât de tânără, că și noi deja am ajuns, am deprins obiceiurile astea. Da, așa este. Și într-adevăr, uite, lungmetrajul, de exemplu, Tigru, are o oră 20 de minute. Nu e un timp foarte mult, mare, adică da, se film, poate da, și mai mult, 2-3 ore, deci e acceptabil. Dar, într-adevăr, am observat, da, într-adevăr, că răbdarea nu mai e la cotele pe care le avea odinioară. Așa e, bine, e și vina, să zicem, a multor filme care... În urmă, la un film nu contează atât de mult care oră 20 sau o oră 40 sau două ore jumate. Dacă sunt interesante alea două ore jumate, te prind, stai acolo și timpul trece altfel. Adică te poți plictisi și la un scurtmetraj de 15 minute fără probleme. Exact, să fie captivant. Aia contează. Dacă tot vorbim despre partea asta de online, pentru că și noi suntem în online, pe tine cum te pot găsi cei care ne urmăresc și să afle mai multe detalii despre ce urmează să mai faci? Păi, ce urmează să mai fac este că tocmai termin un lungmetraj nou descris, deci am un scenariu care urmează să fie finalizat. Drumul de la scenariu până la filmul complet este unul foarte lung, sper să nu fie prea lung. La Tigru a fost, din momentul în care am început să scriu până am terminat filmul, cam 5 ani. La ăsta poate o să fie mai puțin, să sperăm. Așa sperăm. Da. Pe mine mă pot găsi, nu știu, pe Facebook, pe Instagram, Andrei Tănase sunt destul de mulți, un nume nu foarte deosebit în România, Andrei_TNS pe Instagram, poate acolo. Dați acolo follow și vedeți despre ce este vorba și, bineînțeles, să mergem și la cinema să vedem filmul. Dacă tot vorbim despre cinema și despre festivalurile la care a fost văzut Tigru, pe când pe platformele de streaming? N-aș ști să zic. Mai întâi filmul trebuie să-și încheie cariera de cinema. A fost deja distribuit în continuare în sale aici în România. Mai urmează câteva festivaluri internaționale. Urmează Washington DC, Festivalul de Film Românesc, începutul noiembrie, după care Salonic, festivalul de la Salonic din Grecia, care tocmai și-a anunțat ieri line-up-ul, care suntem și noi. Și încă câteva, după care probabil din iarnă putem să ne așteptăm să-l găsim pe streaming. Doamne ajută să fie binevenit oriunde, pentru că merită. Și uite o chestie, știu că evenimentul real a avut loc în Sibiu, dar unde au avut loc filmările filmului și cât au durat așa? Dacă 5 ani a fost nevoie să ajungă până aici în cinema? Da, s-a întâmplat în Sibiu, dar am filmat mare parte din film în Târgu Mureș. Asta s-a întâmplat pentru că ne-a plăcut mai mult grădina zoologică de acolo. Inițial am fost să o vizităm chiar pe cea din Sibiu, care e mai puțin atrăgătoare din punct de vedere cinematografic. E mai vastă, e un parc mai mare, așa. Cea din Târgu Mureș are aerul ăla de grădină zoologică, mai ca pe vremuri, mai intimă, cu niște alei mai înguste. E foarte, foarte drăguț. Am aflat ulterior că e și cea mai mare din țară, deși la prima vedere nu pare. Are un parc frumos în jur. Ne-a plăcut și am zis ok, dacă filmăm zoo aici, poate ar trebui să filmăm și restul. Și oamenii din Târgu Mureș au fost foarte receptivi, foarte primitori cu noi. Și uite, bine. Și pentru cei care nu știau, uite, am aflat și care e cea mai mare grădină zoologică din România cu ocazia asta. Da, și mă întrebai de durata filmărilor. Am avut 27 de zile de filmare efectivă, ceea ce nu e nici mult, nici puțin. Pentru un film cu un tigru real, poate că a fost un pic puțin. A trebuit să tragem de noi mai mult decât în alte cazuri. E greu să lucrez cu un tigru? N-a fost atât de greu pe când ne așteptam. Noi n-am lucrat efectiv cu tigru, ci cu dresorul lui. Dresorul, care e un dresor foarte, foarte experimentat, e un domn așa pe la 60 de ani, care e foarte, foarte în formă. A lucrat la Hollywood, la multe filme, a adus tigri pentru Gladiatorul, Life of Pi. Tigrul din Life of Pi este și unul din tigrii pe care avem noi în film.
El ne-a zis exact ce putem să facem, ce putem să cerem de la Tigru, ce nu putem. Am avut niște discuții foarte concrete și aplicate pe cadrele pe care urmează să le filmăm și totul a mers destul de strună. A fost și asta o lecție, să știi, că nu te confrunți cu ea în fiecare zi. Așa e, așa e. Să înțelegi un animal în adevăratul sens al cuvântului. Mi-ar fi plăcut să fiu și eu un pic mai prezent apropo de lucru cu tigru, pentru că sunt mare iubitor de animale, dar fiind atât de stresat cu tot ce însemna producția filmului, n-am apucat să petrec, să zic așa, în ghilimele, timp cu animalul. Mă rog, nu e vorba de un tigru pe care poți să pui mâna, cum mai vedem, nu știu, poze cu oameni care mângâie tigri prin Thailanda. Nu a fost cazul. Nu. Este un tigru pe care dresorul nu-l sedează ca să fie blând. Și atunci, na. Se lucra cu grijă. Se lucra cu mare grijă. Când se făceau repetiții cu tigru, doar dresorul cu tigru, toată lumea trebuia să părăsească incinta. Am pus niște garduri de protecție. Era tot foarte, foarte controlat. Așadar, totul în siguranță, ca să ne bucurăm și noi de rezultatul muncii voastre. Nu e ușor, adică privind din exterior, nu e chiar deloc ușor. Rezultatul pare simplu, dar e multă foarte muncă. Complicat, e foarte complicat. Cum spuneam, 5 ani de zile... E greu, e complicat și e foarte complicat să îți păstrezi entuziasmul până la capăt, să reușești să depășești toate obstacolele astea cât de cât cu zâmbetul pe buze și na, să reușești să faci lucrurile să se lege. Asta e foarte important pentru un film de lungmetraj. În 15 minute, 20 de minute nu e atât de greu, dar când te duci deja de la o oră jumate... Trebuie să existe o coerență. Mm-hmm. Ce asta organizare! Da. În mare. Andrei, tare mult mi-a plăcut că ai fost cu mine și că ai vorbit aici despre film și despre tot ce faci și mă bucur că te-am cunoscut mai bine pe tine ca om, că e important să știm și cine e în spatele acestei munci pe care o vedem noi așa la cinema pe un ecran. Și eu mă bucur mult că v-am vizitat. A fost o plăcere. Și te mai așteptăm și cu noutăți despre următorul lungmetraj. De ce nu? Abia aștept să înceapă să se pună rotițele în mișcare. Așa, Doamne ajută! Și te așteptăm aici cu noutăți, oricare ar fi ele, nu contează, și suntem cu ochii pe tine și noi să mergem în cinema să vedem filmul, pentru că sigur ne va plăcea Tigru. Mergeți, mersi!